Salutare tuturor! Bine ați venit pe eurounelte.ro! Astăzi vă prezentăm aparatul de sudură tip invertor de la JCIC modelul ARC 180. Înainte de a începe, nu uitați să apăsați butonul de abonare pentru a fi la curent cu cele mai noi unelte. Aparatul de sudură de la JCIC modelul ARC 180 se remarcă prin design bine conceput, construcție robustă, dar și o greutate redusă pentru o mișcare rapidă la locul de muncă. Cu acest aparat de sudură tip invertor se pot suda cu succes toate tipurile de electrozi, precum rutilici, bazici, inox și fontă, cu dimensiuni cuprinse între 1,6 și 4 mm. În plus, vine cu posibilitatea reglării curentului la ieșire, care este reglabil între 20 și 180 de ampere. Astfel, acest aparat este recomandat pentru lucrări de întreținere și reparație, în șantierele de construcții, în atelierele de producție generală sau în agricultură. Pachetul aparatului de sudură de la JCIC, modelul ARC 180, este alcătuit din următoarele accesorii. Vine cu un cablu de sudură port-electrod, vine cu un manual de utilizare, vine cu un ciocan și o perie pentru îndepărtarea zgurii, vine cu o mască de protecție, vine cu un cablu de sudură cu clemă pentru masă și, nu în ultimul rând, vine cu un mâner suplimentar de susținere. La partea frontală, aparatul de sudură de la JCIC, modelul ARC 180, este dotat cu un potențiometru ce ne oferă posibilitatea să reglăm curentul la ieșire, care este reglabil între 20 și 180 de amperi. Pe lângă acest potențiometru vine și cu un afișaj digital și cu diferite butoane ce ne permite să selectăm tipul de sudură, tipul electrodului folosit sau diferite funcții. Pentru mai multe informații despre aparatul de sudură tip invertor de la JCIC modelul ARC 180 și nu numai, consultați site-ul www.eurounelte.ro. Linkul acestui produs îl găsiți în descrierea videoclipului. Până data viitoare, dacă vreți să fiți la curent cu cele mai noi unelte, abonați-vă la canalul nostru și distribuiți prietenilor voștri. Vă mulțumim și vă urăm o zi bună!